Ați avut oferte de-a lungul timpului de la diverse partide pentru uh, da, la, candidaturi la, la, la alegeri. Hai nu? ca să ne înțelegem foarte bine. De la cele mai mari două partide din România. Și de la PSD și de la PNL. Și totuși ați refuzat. Am refuzat una dintre ele cât se poate de publică pentru că omul mi-a dat ce acordul la vremea respectivă să spun să după niște ani de că Când am vrut să-i încurc din partea Partidului Național Liberal la care e activism în jură astăzi. Domnul Crin Antonescu. Pe vremea când USL-ul avea USL-ul, repet, PSD plus avea 76% sau a obținut în alegerile 7 în Parlamentul României. Deci avea și când domnul, garantat. Și când domnul Antonescu, într-un gest elegant, mi-a oferit posibilitatea să-mi aleg și circumscripția unde să candidez. Să mă, cum era atunci colegiile uh, și, mai mult decât atât, confortul de a nu îmi achita singur campania electorală. Că pe vremea aia erai, puneai bănișorul la partid ca să... Da, aș... da, da. Ați fi fost colegă acum cu Răș Bogdan, spre exemplu, care e tot la Nu aș fi fost cu un mandat mai vechi decât Rareș Bogdan în politică. Că Rareș Bogdan la vremea respectivă nu era. Și fost, da, nu știu, poate era membru în guvernul Câțu, habar sau un guvernul Orban ăla trecutul. Uh, nu, i-am mulțumit politicos domnul Antonescu, i-am spus că nu consider că uh, partidele lor au nevoie de mine uh, sau domniei sale, mă rog, că domniei mi a făcut oferta numele PNL-ului, nu numele așa. Uh, uh, și am mulțumit politicos. Domnul Iasa mi-a oferit varianta să mă gândesc până cu o seară înainte a depune. Mă sunați cu o lună și ceva înainte, dacă nu chiar două. Până cu o seară înainte de depunerea listelor. Oricum nu vreau să încurc pe nimeni și nu vreau. Uit, luați-vă gândul de la mine. Mersi frumos, apreciez oferta. Asta este și argumentul final a fost, totuși, în vremea respectivă, chiar aveam o relație de amiciție cu Cândeam Să și Crine, acum foarte sincer, tu mă vezi pe mine subordonatul tău și Ponta? Și am început să râd și a zis, uite, chestia asta nu mi-am închipuit niciodată. Zic, uite, păi, ăsta e unul dintre motivele pentru care nu am cum să particip la mascarada asta. Dar cum participat? A existat o ofertă și de la PSD, la... dar dat fiindcă nu am. Uh, uh, cel, Recent? Uh, uh, și recent. Uh, Dar fiindcă nu am cerut acordul de a o face, eu nu sunt de tipul ăla să îi fac de râs pe oameni. Oamenii, nu știu, au, vrut să-și facă un interes. Evident că nu venea nimeni la mine, mă iubește pe mine, moare de dragul lui Ciu tacu, Să gândește că aduce un câștig electoral, că altfel n-a mai mult să o pui pe listă, nu? Când au atâția clienți și pe bani, nu pe gratis, da? Uh, pe de altă parte, e un gest frumos, da? Uh, și eu să vin acum să-i fac și de râs, știi? Bă, a venit la mea oferit aia și eu n-am vrut. Eram prea miez. Nu, mulțumesc. Da, Dar repet, cum vedeți uh, Mi-a dat acordul, de la... să spun, la momentul respectiv și a și confirmat public. Dacă n-ar fi confirmat-o crin public, n-aș fi spus-o niciodată.